Șoc, groază și machiaj la televiziunea publică din Maroc. Telespectatoarele au asistat la o emisiune în care erau învățate cum să ascundă cu fard vânătăile de la bătaia primită din partea soților. Un make-up artist le arăta cu zâmbetul pe buze femeilor cum pot masca urmele violenței casnice. În platou se afla o femeie machiată în așa fel încât să pară bătută. Sperăm că aceste sfaturi legate de frumusețe să vă ajute să vă duceți viața mai departe, spunea gazda emisiunii. În urma protestelor telespectatoarelor, conducerea postului TV și-a cerut scuze. Nu știm însă pentru ce și-a cerut scuze, deoarece emisiunea a fost foarte bine intenționată. Dacă nu maschezi vânătăile, nu înseamnă că nu le ai, nu? Lăsând la o parte lumea arabă, la ea în Germania, mă gândesc că o asemenea emisiune le-ar fi de folos și telespectatorilor din Românica. Apropo, un telespectator m-a certat că folosesc termenul Românica. E doar un diminutiv folosit cu drag. Și în contextul separării istorice de Moldova, e chiar potrivit Românica. Deci, în primul rând, machiajul antibătaie e perfect și pentru româncele care vor să-și scoată bărbații din cârciumă cu forța. Sau care au gătit varză călită când era zi de fasole. Machiajul care micșorează ochii, de exemplu, te ajută să nu pari șocat în supermarket când vezi prețurile la alimente și faci ochii mari. În antiteză ar merge și machiajul care mărește ochii, absolut necesar în zilele de luni pentru angajații corporatiști. Dacă trece șeful, să pară că ești treaz. Machiajul anti-freezing se aplică bujori în obrăjori ca să pară că totuși ți-e cald în casă când ai 10 grade Celsius. Și nu în ultimul rând ar merge și un machiaj electoral. Să le șteargă rânjetul culpav de pe fețe candidaților și să-i machieze în oameni cinstiți.